Sunt momente în viață când știi că ar trebui să faci un lucru care te va ajuta în carieră și din diverse motive tot nu-l faci. Suntem conștienți că zahărul și dulciurile sunt nocive și totuși le consumăm. Suntem conștienți că sportul și mersul la sală ne va îmbunătăți calitatea vieții și totuși nu le practicăm. Și mai știm și că cititul ne va duce la următor nivel, însă nu-l utilizăm. Sunt sigur că ai avut motivație masivă de a începe nouă activitate, ți-ai zis în sinea ta că de mâine o să începi 100%, însă când a venit a doua zi, te-ai luat cu alte treburi sau pur și simplu n-ai avut chef. În orice caz, ai găsit niște scuze ca să nu o mai faci. De fiecare dată când îți dorești să faci un lucru nou, intervine o bătălie între tine și ceva ce se numește rezistența. Din acest moment, rezistența e inamicul tău numărul 1, e anticristul, diavolul, Hades, e cel mai negru coșmar al tău și singurul lui scop e să te vadă mort. Rezistența se hrănește cu lene, amânare, pierdere de vreme și orice alt aspect care te distanțează de produsul final al muncii tale. Toți cei ce urmăriți acest clip aveți meserii diferite, contabili, avocați, medici, DJ, artiști, etc. Indiferent de meseria voastră, vă veți ciocni zilnic de această rezistență. Înșelăciunea ei e una dulce, deoarece atunci când te convingi să amâni o activitate, pe moment te va face să te simți extraordinar de bine. Știi tu senzația aia când mănânci ceva dulce? E divin, dopamina și serotonina ținut de tot creierul și plutește al 9-lea cer. Asta doar 5 minute, după care intervine vinovăția și sentimentul de rău. Ai fost păcălit și înșelat, rezistența a învins. Rezistența nu dă 2 bani pe tine, nu negociază și n-are conștiință. Tot ce vrea este te vadă inept și la îndemâna ei. Te va păcăli, îți va promite lucruri, se va arăta atrăgătoare, iar dacă-i cazi în mreje, te va duce în ape adânci din care nu mai poți scăpa. Trebuie să te gândești la aceasta ca la inamicul din interior. În viața de zi cu zi avem persoane care vor să ne ducă în mormânt, să ne ia tot ce avem și să profite la maxim de noi și de munca noastră, însă pe lângă acești inamici mai este unul în noi cu care ne vom bate constant. Rezistența. Ea e inamicul din interior. Și există și o vorbă, dacă nu există inamici în interior, cei din exterior nu ne pot face rău, însă cel din interior va fi mereu mult mai viclean, parșiv și cameleonic decât oricare altul. Cel mai bun exemplu în care am fost îngenunchiat de rezistență a fost cu proiectul Investitorii. Aveam această idee în cap de mai bine de un an, o construisem până în cel mai mic detaliu, însă când a venit vorba să-i dau drumul, am amânat. Găseam tot felul de scuze, cum ar fi: nu găsesc oamenii potriviți, trebuie să mă la București pentru asta, trebuie să caut loc pentru un studio, să pornesc cu altă firmă. În sinea mea știam că îl voi porni oarecum, însă undeva în viitor. Efectiv, zilele treceau și nu-mi găseam suflu de a face acest pas major. Rezistența îmi șoptea în ureche și eu o ascultam. Însă totul s-a terminat într-o dimineață. M-am trezit și eram mai nefericit ca niciodată. M-am băgat la duș și acolo am realizat că trebuia să fac acest pas chiar acum, să nu mai amân nimic. Trecuseră deja 6 luni de la momentul ideii fără să fac absolut nicio acțiune. Trebuia să se întâmple ceva chiar acum. Am ieșit din duș, mi-am făcut bagajul și am plecat spre București. În timp ce eram pe drum, am pus totul la cale. În zilele următoare închiriez biroul, găsesc asociați, încep renovările și pun proiectul pe 4 roți. 4 luni a durat din acel moment ca să-i dau drumul, însă chiar în aceste momente el funcționează bine și un real succes. Am amânat toată această poveste cu 6 luni. 6 luni de adormire aiurea. De fiecare dată când voiam să fac pasul, rezistența era acolo și îmi șopea în ureche lucruri care mă făceau să mă îndoiesc. Dacă începeam de atunci, din primul moment, afacerea era la un cu totul alt nivel. Practic, am pierdut 10 sau poate chiar sute de mii de euro. Asta doar fiindcă am fost înfrânt de aceasta. După cum vezi, singurul ei scop e să te pună în genunchi, să te înjosească și te ține jos. Nu se va opri niciodată din asta. Are energie infinită și va veni spre tine precum râul curgător. Va pune presiune constantă până vei ceda. Și vrei să zic ceva, crezi că acum am scăpat de ea? Niciodată. Nici cum. E acolo lângă mine în fiecare clipă, în fiecare minut, e vocea din timpul meditației. Se uită peste umărul meu când n-am chef să lucrez și încep să mă uit la prostii pe YouTube. Mă ține de mână și mă ghidează spre acea mâncare junk și îmi suflă în ureche de fiecare dată când am planuri mărețe de creație. Aceasta are 11 moduri preferate prin care se va manifesta și acestea sunt: 1. Chemarea. Toți avem o chemare în viață și aceasta va veni în interiorul nostru la un anumit punct. Fie că vrei să devii artist, scriitor, muzician, director sau orice altceva, ea va face tot posibilul să-ți astupe dorințele. Exemplul cel mai bun din viața mea e pornirea proiectului Investitorii. 2. Proiectele. Orice tentativă antreprenorială, capitalistă, generatoare de bani va fi privită cu ură și subminată agresiv. 3. Orice dietă sau regim nu va fi pe placul ei. 4. Urăște programele spirituale și activitățile care te fac să crești în acest domeniu. 5. Sportul îi provoacă greață. 6. orice curs sau program care te va face să treci peste un obicei prost sau o adicție. 7. Educația o face să vomite. 8. Orice act moral sau etic care te va face să iei decizii bune pentru a schimba viața în mai bine. 9. Ajutorarea celorlalți o nebunește. 10. Orice act care te va face să pui suflet în munca ta, fie că vorbim de meserie, să te căsătorești, să ai un copil, o relație, etc. Și 11. Orice principiu puternic pe care îl dobândești, care stă în fața adversității. Ceea ce nu înțeleg scriitorii amatori față de cei profesioniști e că cea mai grea parte nu e scrisul, ci așezatul la masă ca să scrii. Tot ce te ține departe de a ajunge la acea masă se numește rezistență și asta se aplică în toate domeniile. Chiar în aceste secunde când compun acest scenariu îți zic din suflet că n-am chef să-l fac. Mielene, n-am idei, nu sunt inspirat, n-am chef, sunt obosit, înfometat și per total nu vreau să-l fac. Însă ce am învățat de-a lungul timpului e faptul că doar așezându-mă la masă îmi pot înfrânge rezistența. Știu că în secunda în care ajung aici și mă așez, inspirația mă va ghida. Scriitorii tineri au nevoie de muze non-stop, însă aceștia sunt amatorii. Eu n-am nevoie de ele. Muza mea sunt eu. Ce e scos vine din interior. Ce-ți arăt se află deja în mine. Trebuie doar să am răbdare ca să iasă și pe foaie și să ți le prezint și ție în videouri. Nu sunt diferit față de tine, nu sunt special, nu sunt mai înzestrat și n-am niciun fel de dar divin. Pur și simplu mă prezint zilnic la masă ca să scriu. Cunosc zeci de persoane ce sunt mai bune decât mine, mai talentate, mai diferite sau cu un dar divin, însă asta e irelevant atâta timp cât rezistența îi controlează și domină. Nu știu ce fac ei și nici nu-mi pasă, însă ce știu sigur e că ei nu mai ajung la masă. Rezistența îi ia de mână și le irosește existența în etern, le consumă sufletul bucată cu bucată. Unul din cei mai buni performeri ai tuturor timpurilor e Henry Fonda. La începutul fiecărui spectacol avea un sentiment de greață și rău și de fiecare dată dădea afară înaintea spectacolului. Făcea acest lucru de la vârsta de 16 ani și acum are peste 75. Chiar și la această vârstă are aceste emoții și înaintea fiecărui spectacol dă din nou afară, însă el tot timpul intră pe scenă. Frica nu dispare, sentimentele vor fi mereu la fel, ele vor fi mereu acolo cu noi. Războinicul și artistul trăiesc după același cod și anume, bătălia trebuie dusă în fiecare zi, indiferent de condiții. Singurul tău scop metaforic e să te pui zilnic la acel birou și să începi să scrii. Începe ziua cu acel ceva care pare cel mai greu lucru de făcut. Zi de zi, când n-ai chef, ești obosit, mahmur, trist, depresie, cu inima rănită, etc. Tu trebuie să te prezinți la datorie și spun asta fiindcă rodul muncii tale va aduce adevărata fericire în jur. Sunt mii de meserii pe acest pământ, însă toate au ceva în comun. Fie o faci, fie nu o faci, însă ce trebuie să reții e că de fiecare dată când nu-ți execuți treaba, nu vei suferi doar tu, va suferi iubita ta, copilul tău, mama ta, biserica ta, prietenii tăi, rudele tale, societatea, țara și chiar natura din care faci parte. Implicit și eu voi fi dezonorat. Munca ta contează mult pentru cei din jur, tu n-ai dreptul la ea, așa că din acest moment ai un singur scop în viață și anume să-i râzi în fața rezistenței așezându-te la acel birou când ai chef, dar mai ales când n-ai, pentru a-ți duce până la final cu mândrie scopul pentru care ai fost adus pe acest pământ.